Persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat pot beneficia de rovinietă gratuită. Printre condițiile în ceea ce privește solicitarea acesteia, cetățeanul în cauză trebuie să dețină autoturismul pentru care solicită rovinieta. Valabilitatea este de 12 luni de la momentul eliberării și documentația se va depune la fiecare prelungire. Solicitările noi se pot preda pe tot parcursul lunii și se vor emite în termen de 60 de zile. Actele necesare pot fi aduse la sediul Serviciului de Handicap de pe strada Matei Vasilescu, numărul 12A din Robeta Turnu Severin. Cel târziu până la data de 10 a lunii, în cazul rovinietelor care expiră și necesită prelungire. Persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personale ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale. Documentația se va depune cel târziu până la data de 10 a lunii, în cazul rovinietelor care expiră și necesită prelungire. Solicitările noi se pot depune pe tot parcursul lunii și se vor emite în termen de 60 de zile. Valabilitatea rovinietelor este de 12 luni de la momentul eliberării, iar documentația se va depune la fiecare prelungire. De asemenea, în cazul certificatelor de handicap noi, rovinieta poate fi solicitată doar după ce a fost efectuată prima plată a indemnizației. Dacă persoana cu handicap grav beneficiază de însoțitor, poate beneficia de rovinietă autogratuită, dacă autoturismul aparține însoțitorului. În acest caz, este nevoie obligatoriu de o anchetă socială efectuată de către primăria de domiciliu.